de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Vă aud. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Mici probleme cu semnalul pe Facebook, dar am rezolvat, se pare. Astăzi, din nou, o emisiune deosebită, spun eu, pentru că avem multe de discutat, multe subiecte și un invitat de marcă. Înainte de orice însă, aș dori să vă prezint, fiind joi, a apărut un nou număr din Mesagerul de Neamț, ediția scrisă, al doilea de după starea de urgență. Câteva titluri doar. Procurorii și DSP caută pacientul zero de la centru din Păstrăveni. Nemțeanul Cristian Fodor a câștigat marele premiu Euroinvest 2020. Un material interesant și merită citit. Mihail Popescu, omul fără de care nu se poate dezvolta județul Neamț. Nu vă lăsați păcăliți de titlu. Autostrăzile, eterna promisiune electorală și părțile urâte ale orașului Piatra Neamț, ruine și mizerie în Dărmănești. Mai multe despre ce scrie în ziar puteți citi cumpărând ziarul de la chioșcuri sau, mult mai simplu și mai sigur, abonându-vă pentru o perioadă de o lună, trei luni, șase luni, un an. Oameni buni, acum câteva săptămâni de aici, de la această emisiune, împreună cu un invitat, ridicam câteva probleme extrem de grave care s-au dovedit până la urmă aproape toate ca fiind reale sau ca fiind pe cale să se îndeplinească. Într-un fel am fost ca niște prezicători și iată că lucrurile o iau razna. Spuneam atunci, lumea se schimbă, România ce face? Astăzi aproape că putem vorbi despre o pandemie socială după pandemia de coronavirus, nou coronavirus. Atunci invitat era doctorul Liviu Harbuz. Astăzi avem același invitat prin telefon. Bună ziua, domnul doctor Liviu Harbuz. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule doctor, acum 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, vorbeam împreună despre cum se schimbă lumea. Iată că acum, în acest moment, asistăm la aproape un tăvălug care pleacă dinspre Statele Unite și probabil că a atins deja într-un fel alte zone, probabil că va atinge și altele. Și efectele pot fi, dacă nu sunt bine controlate, catastrofale. Dumneavoastră care aveți extrem de multe legături în zona respectivă, citiți extrem de mult presa de acolo, v-aș ruga să ne spuneți care sunt ultimele noutăți din Statele Unite și după aceea vom vorbi despre urmări, eventuale urmări și despre consecințe. Da, vorbeam atunci despre cum va evolua lumea post-pandemie, pentru că această pandemie, de fapt, a fost scânteia care a generat schimbări majore. Vorbeam atunci despre noile tehnologii care vor fi implementate, efectul implementării acestor tehnologii, respectiv un procent foarte mare al șomajului. Atunci erau, dacă mi-aduc bine aminte, când vorbeam noi în America, vorbeam de 18 milioane de șomeri. Iată, astăzi vorbim despre 40 de milioane de șomeri. Din păcate, tot ce vorbeam noi atunci și ce am prezentat apropo de noua ordine mondială, iată că aceste lucruri se adevăresc. Vorbeam despre procentul mare de șomeri care va genera anarhie. Iată că anarhia a venit mai repede decât ne așteptam și unde? În Statele Unite, o țară care este un reper al democrației, o țară de care depinde întreaga politică și activitatea socială din lume,
o țară condusă practic de un președinte care, ne place nouă să spunem, este cel mai puternic om din lume. Iată că astăzi cel mai puternic om din lume este Donald Trump. Donald Trump, care nu numai că este ușor agresiv, dar și în această situație, după ce, așa cum toată lumea știe, pe 25 mai, pentru o bancnotă falsă de 20 de dolari, presupusă falsă, a fost George Floyd, a fost un afroamerican în vârstă de 46 de ani, a fost ucis în Minneapolis, a murit în custodia poliției, așa cum spun americanii, ceea ce este foarte grav. Pentru că în America, cum știm cu toții, există un respect deosebit pentru instituțiile de forță ale statului, mai ales pentru poliție și nu în ultimul rând pentru armată, pentru că armata este foarte respectată în Statele Unite. În Minneapolis și nu, în toate orașele americane, e bine de știut, poliția este subordonată primăriilor, deci nu există o poliție națională. În momentul în care forțele polițienești sunt depășite, intervine Garda Națională, deci toate se fac așa etapizat. Iar în caz de forță majoră, așa cum se întâmplă în unele state din Statele Unite, intervine armata, intervine Garda Civilă, după care intervine armata, ceea ce s-a întâmplat în Washington în ultima perioadă. Reacțiile la ceea ce s-a întâmplat, la moartea lui Floyd, au fost foarte puternice. Americanii se confruntă încă din anii 60 cu această problemă rasială. Să nu uităm, în Statele Unite n-au mai fost asemenea mișcări de stradă, asemenea violență din 1968, când a fost ucis Martin Luther King. În același an a fost ucis și Bobby Kennedy. Și atunci au fost generate astfel de proteste de stradă. Au ieșit în ultimele zile Michael Jordan, sportivi renumiți, Dennis Rodman, Mayweather, campionul unul dintre cei mai mari campioni de box, care a propus, chiar fiind un milionar excentric, a propus să organizeze funerarii pentru Floyd în 4 orașe diferite din Statele Unite. Domnul doctor, astea sunt lucruri pe care deja le vedem, se întâmplă. Care ar fi cauza, de exemplu, cunoscutul actor George Clooney, nu? A ieșit și a spus așa, ce vedem noi acum în Statele Unite este rezultatul a 400 de ani de pandemie rasială. Putem merge atât de departe? Da, din păcate americanii nu au rezolvat această problemă, problema rasială, nici măcar în secolul 21. În continuare, în statele din centrul și mai ales din sudul Statelor Unite există aceste probleme rasiale. Trebuie să integrăm această problemă și în speculațiile politice care există acum în Statele Unite, pentru că, din păcate, toate aceste întâmplări, eu îi spun mereu, repet, lebăda neagră, deci a fost o situație la care nu s-a așteptat, mai ales Trump, care mergea la pas spre câștigarea alegerilor în Statele Unite. Gândiți-vă că Trump a dus șomajul la o cifră atât de mică, cum n-a mai avut America după al doilea război mondial, iar acum situația s-a răsturnat, pandemia a generat acest lucru, plus războiul politic. Iată și americanii au o problemă cu acest război politic, războiul între democrați și republicani. Situație care agravează, pe zi ce trece, situația din Statele Unite, pentru că ei sunt în plină campanie electorală. În noiembrie vor avea loc alegerile în Statele Unite pentru președinte. Domnul doctor, vă rog. Vreau să vă spun că aseară m-am uitat pe CNN și am văzut, eu am fost anul ăsta în februarie în Miami,
și am văzut fix zona în care am stat și o zonă pe care o cunosc foarte bine, distrusă complet. Distrus tot, centru comercial. Domnul doctor, eu aș avea câteva argumente care spun că totuși în Statele Unite problema aceasta a integrării minorității, cu ei spun afroamericani, eu le spun minorității negrilor, a făcut pași senzaționale. Am avut un președinte de culoare în Statele Unite. Avem la Hollywood celebra regulă. Trebuie să ai într-un film neapărat un personaj negativ sau pozitiv, unul alb, unul negru, trebuie să ai un latino-american, etc. Adică, bine, pe de-o... Am văzut chiar și la premiile Oscar. Ați văzut? Da. Filme care au ca subiect partea de rasială, primește premiul Oscar. Ați văzut? Deci, pe de o parte, eu spun că s-au făcut pași de multe ori forțați. De multe ori forțați. Nu pași normali. Dar să lăsăm un pic problema aceasta, să mergem mai mult pe partea cealaltă. Da, aș vrea doar să fac o mică precizare. Aș vrea să vă spun că Europa, de exemplu, n-a reușit decât într-o proporție de 35%, de exemplu, să integreze populația musulmană. Americanii au reușit să facă acest lucru la un nivel de 100%. Deci au reușit să integreze populația musulmană, dar n-au rezolvat problemele rasiale care țin de secole în Statele Unite. Și aici... Da, vă rog. E ceva genetic, a rămas în genetica americanilor nativi americani, deci nu a imigranților, a rămas această chestiune. Da, acum, pe de altă parte, dacă analizăm un pic ce se întâmplă acolo, o să vedem că marea majoritate a șomerilor provin din rândul populației afroamericane, care a fost principalul grup social lovit de efectele pandemiei. Ei lucrau în zonele acelea în care sunt serviciile, cum le spun ei, speciale, la care nu se poate renunța. Salubritate, nu știu, instalații, etc. Chiar nu numai, și servicii sociale, lucrează foarte multe zone sociale. Probabil că acest lucru s-a întâmplat, justificarea ar fi faptul că ei au fost mult mai expuși și locuiau în cartiere. De exemplu, eu știu New York-ul foarte bine, în New York în cartiere foarte aglomerate și unde nici igiena nu este ceea ce trebuie. Gândiți-vă că până la urmă pandemia a impus reguli de igienă stricte pe care nu le-au respectat chiar toți. Asta este motivul pentru care populația afro, cum ne spune afroamericană, a avut mai mult de suferit și din rândul lor au fost foarte multe victime. Bine, acum să vedem un pic că acolo lucrurile stau așa cum le vedem, dar se pare că, de exemplu, adică azi noapte, cum ar veni, a fost un pic mai multă liniște. Vorbeați de cel mai puternic om din lume. Dar cel mai puternic om din lume s-a refugiat, bine, probabil la propunerea serviciilor secrete, în bunker. A realizat imediat că a făcut o greșeală. El a fost, așa e procedura, a fost dus în bunker, așa se întâmplă, am văzut atâtea filme. Dar nu se anunță de obicei. Da, se anunță că, bine, oricum, după această procedură, se află pe surse, ați văzut Fox, CNN, au anunțat imediat că președintele a fost băgat în bunker, dar și-a dat seama de greșeală și pentru a nu arăta frică față de public, să nu-l considere laș și speriat populația, Trump s-a pozat în curtea unei biserici vis-a-vis de Casa Albă, a zis vreau să merg pe jos, bineînțeles că s-a făcut un culoar mai mult decât securizat și militarizat și el s-a pozat în fața bisericii St. John, dincolo de gardul Casei Albe, tocmai pentru a arăta că nu este speriat și că el încă controlează situația. De altfel,
Speriat, foarte speriat a fost și indignat Bill de Blasio, primarul New Yorkului, care a făcut eforturi majore pentru a opri ceea ce s-a întâmplat în Manhattan. Mă uitam, Manhattanul, care este oglinda Statelor Unite în New York, a fost la fel aproape distrus, magazine sparte, incendieri. Ba mai mult, aș putea spune că Trump a abordat poziția de forță. Gândiți-vă că el a făcut prima declarație la 7 zile după moartea lui Floyd. A ieșit în grădina cu trandafir celebră de la Casa Albă și a anunțat că va mobiliza Armata Federală pentru a restabili exact. Ordinea. Deci, poate I-a acuzat și pe guvernatori, le-a spus guvernatorilor că au o reacție mult prea slabă. Vorbea despre dominație, despre multe arestări de forțe copleșitoare. A avut și scandalul cu Twitter-ul, care el a considerat că i-ar fi cenzurat discursul. Deci lucrurile sunt într-adevăr foarte tensionate, iar Trump este un luptător, el nu va ceda, nu va face niciun pas înapoi și sunt convins că va interveni în forță dacă va fi nevoie. Bun, haideți, altfel, vă rog. Contracandidatul său, Biden, a spus, iată că avem un președinte care folosește armata împotriva propriului popor, a americanilor. Bine, haideți să vedem un pic acum dacă acest gen de campanie electorală din Statele Unite va fi exportat și în alte zone. Adică acest gen extrem de conflictual care folosește o nenorocire de genul acesta în campanie și să nu uităm că toate acele distrugeri care au loc acum în Statele Unite par a fi, eu spun asta de aici, de la Piatra Neam și urmărind ce se mai întâmplă acolo, folosite de grupuri, pe de o parte de grupuri de oameni care asta făceau și înainte, numai că acum le permite situația, distrug, fură, pe de altă parte par a fi și coordonate un pic de niște băieți cu interese politice. Bineînțeles, nu numai cu interese politice, chiar cu interese sociale. De exemplu, a devenit foarte activă, brusc, celebra organizație Antifa, care este o organizație scoasă chiar de Trump în afara legii. Ea este o organizație de stânga care se luptă cu neofasciștii, cu neonaziștii. Și care este cunoscută și în restul lumii, în alte țări. Absolut. Ea are filiale în mai multe țări. De fapt, Antifa, în istoria ei, a apărut în anii 20, în 1920, când au încercat să stopeze evoluția naziștilor în Germania. Aș vrea să subliniez un alt aspect. Gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în Franța acum. De aia se spune că de obicei anarhia poate deveni endemică în situația în care ne aflăm, chiar pandemică. Există o tendință de anarhie, desigur, pe fondul problemelor sociale care au apărut în urma pandemiei. În toate țările există un germene de anarhie. Să sperăm că nu vor fi foarte multe țări în care anarhia va fi exportată. Dar noi vorbeam în urmă cu 3 săptămâni despre evoluția și pașii care, din păcate, se vor confirma în această criză mondială, pentru că criza medicală a avut consecință criza economică, iar criza economică va duce la un nivel al șomajului extrem de crescut. Între timp, am să facem așa o analiză generală, între timp, de fapt, înainte de pandemie, știți bine, între SUA și China s-a produs o răceală, chiar se vorbește despre un război rece între China și Statele Unite. Relațiile lui Trump nu sunt cele mai fericite nici cu Merkel, s-au răcit foarte mult. După cum știm, Merkel l-a refuzat pe Trump, a refuzat să participe la întâlnirea G7
În același timp, Trump are un conflict vamal cu Uniunea Europeană, dar în acest context, gândiți-vă că, până la urmă, noi avem 26 de state membre UE, care fiecare stat are relații bilaterale cu China. În momentul de față se reașează lumea, vorbim la nivel de situație geostrategică, o repoziționare. China este condusă astăzi de un președinte și un prim-ministru, reprezentanți a două generații și filozofii diferite. Avem un președinte care este al Chinei, care este adeptul ideologiei maoiste și face parte din vechea gardă, și un prim-ministru exponent a unei generații mai tinere, el provine din tineretul, cum aveam noi, UDC-ul, din tineretul comunist chinez. China, atât în perioada pandemiei, dar mai ales acum, în perioada mișcărilor din Statele Unite, difuzează non-stop, și nu numai China, vorbim de Rusia, de Iran, non-stop imagini din Statele Unite, tocmai pentru a compromite imaginea lui Trump și imaginea Statelor Unite. Să nu mai vorbim despre ce s-a întâmplat în Hong Kong, și acolo Hong Kongul trebuia să se întoarcă la China în 2043, lucrurile s-au agravat și acolo. Dar să revenim puțin de la România. România este membră NATO, este membră a Uniunii Europene. Acum trebuie să înțelegem că e mai aproape Uniunea Europeană în contextul în care, așa cum spuneam, țările membre se repoziționează. Avem două state care dominante în Uniunea Europeană, Franța și Germania, care iacătă nu au o relație extraordinară cu Statele Unite. Nu uitați că Trump la un moment dat a spus că Uniunea Europeană este un eșec, ceea ce a deranjat-o foarte mult pe doamna Merkel. Declarația arogantă a lui Trump că UE este un proiect eșuat, și nu numai pe Merkel, dar și pe Macron, acest lucru a deranjat foarte tare. Revenim la NATO. Înainte de pandemie se vorbea în administrația americană despre mutarea bazelor militare din Germania și Polonia, din Germania în Polonia și din Turcia în România. Este dezvoltarea flancului estic, în care țările baltice, România și Polonia devin practic structura cea mai puternică. Dar în același timp, gândiți-vă că Germania încearcă, îl curtează pe Putin, deci se încearcă practic scoaterea lui Putin din zona influenței chineze. Deci, așa cum spuneam, lucrurile se aranjează la nivel geostrategic. Domnul doctor, pentru noi, România, situația este cu atât mai delicată cu cât suntem conștienți că nu putem să ne rupem de Uniunea Europeană acum. Pe de altă parte, eu spun că singura garanție de, cum să vă spun eu, de stabilitate este faptul că suntem în NATO. Și mă refer aici la ce s-a, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Ucraina, la ce se întâmplă acum în Moldova, unde se vorbește tot mai mult despre reaprinderea conflictului din Transnistria. Deci totul este aproape pregătit în scopul acesta și noi suntem practic la prima adiere de amenințare afectați aici în România. Și atunci, da, jocul acesta NATO, Uniunea Europeană, ori trebuie să-l facă niște politicieni extrem de deștepți și cu cunoștințe și cu acces în cele două zone, cu acces în zona puterii acolo, nu cu acces la ușă. Bună ziua, știți, eu am venit, vă salut și am plecat. Nu știu, suntem noi în acest moment în poziția aceasta de a putea
să spun eu, să ne adaptăm noilor situații? Mie mi se pare că nu. Da, ați atins un punct foarte delicat. Nu cred că diplomația românească este pregătită pentru aceste schimbări majore care au loc în întreaga lume și aceste repoziționări. România are și o situație, așa suntem noi, ca dintotdeauna, mereu suntem la mijloc. Gândiți-vă că România are relații tradiționale cu China, are vecinătate cu Rusia. Este membră NATO și este membră în Uniunea Europeană. Este foarte greu de știu cum va juca România. De exemplu, în momentul de față, relația cu Rusia merge pe dialog și descurajare, mă refer aici la structurile NATO, dar în același timp participarea NATO presupune cheltuieli foarte mari. Deci trebuie investit în partea militară. Altfel, gândiți-vă că NATO după pandemie are un buget acoperit în proporție de 70% de țări non-UE. Norvegia, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite. Deci chiar suntem la mijloc și mi-e foarte greu să înțeleg cum va fi gestionată această situație. Clar este că noi trebuie să rămânem în structurile euroatlantice, în NATO și obligatoriu viitorul nostru este doar în Uniunea Europeană. Asta, dacă, da, vă rog. În această perioadă, uitați-vă cum în Germania, de exemplu, putem spune că această alianță pe care au făcut-o creștin-democrații cu social-democrații funcționează foarte bine. Noi, toate țările europene, de fapt, sunt dependente de evoluția Germaniei. Ce se va întâmpla după ce pleacă Merkel? Pentru că Merkel a fost singura care a reușit să aducă la aceeași masă a dialogului și să conducă cu o mână forte un guvern format din creștin-democrați și social-democrați. Nu a fost foarte ușor. Dar ce se va întâmpla după epoca Merkel? Nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile. Uitați-vă la Macron. Macron care a scăzut foarte mult în popularitate în Franța, apoi și-a revenit, a avut perioada vestelor galbene, acum iacătă din nou sunt încercări de mișcări anarhice în Franța. Nici nu știm, de exemplu, Trump. Unii spun că Trump va ieși mult mai întărit din această situație și nu șubrezit. E foarte important cine va câștiga alegerile și în Statele Unite. Desigur, dacă vorbim despre Statele Unite, acolo există o inerție administrativă. Adică lucrurile nu se pot schimba radical apropo de abordările pe care le are administrația americană față de partenerii din NATO, față de partenerii europeni. Lucrurile sunt foarte complicate în acest moment. Așa cum spuneam, China se repoziționează, face presiuni foarte mari. În China acum sunt presiuni foarte mari pe companiile germane și americane pentru a fi cumpărate pe nimic de către companiile chineze. Domnul doctor, pe de o parte avem acest aspect politic. Pe de altă parte se întâmplă un lucru. Lumea nu se schimbă doar din punct de vedere politic și al relațiilor sociale. Se schimbă și din punct de vedere economic, extrem de tare. Vorbeați de doamna Merkel. Păi doamna Merkel tocmai a anunțat un pachet de 130 de miliarde de euro pentru repornirea, revitalizarea economiei germane pentru 2 ani. Macron face același lucru în Franța, cu efecte directe asupra economiei românești. Cazul Renault deja este extrem de cunoscut. Le-au dat 5 miliarde, dar le-au pus așa în vedere că să se ocupe de partea de locuri de muncă din Franța, nu din alte părți. În Statele Unite... Absolut. Toți își vor conserva economiile. Aici vorbim despre... Am mai vorbit chiar și în săptămâna trecută în emisiunea dumneavoastră despre o politică economică naționalistă, deci suverană. Aici avem războiul, să-i spunem așa, filozofic, între suveranism și globalizare.
Ați văzut că și Trump a avut tendințe de suveranitate. La un moment dat a zis că va tăia toate cheltuielile pentru contribuția lui la NATO. Nu uitați că Trump a ieșit din acordul de la Paris, care privește încălzirea globală, foarte important, a ieșit din tratatul antiatomic, împotriva armelor atomice. Deci lucrurile în ultima perioadă s-au precipitat. Spuneați despre faptul că toate țările încearcă să descurce pe cont propriu. Este foarte adevărat, cum avea foarte multe companii din Germania, din Statele Unite, care, dincolo de situația economică a României, care nu este cea mai fericită, se vor retrage, se vor reloca, cum asta este expresia folosită, se vor reloca. Dar în același timp vorbim despre cea mai mare criză după al doilea război mondial. Avem acum, practic, la nivelul Uniunii Europene, un nou plan Marshall, pentru că programul Ursulei von der Leyen este un program foarte ambițios. Aici mă refer la cele 750 de miliarde care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dorește să ajute statele europene. Ați văzut că noi am primit 31,2 miliarde, deja mă uitam, cei liberali acuză pe PSD-și că vor să vină la putere ca să cheltuiască acei bani. Nimeni nu realizează că, de fapt, cele 31,2 miliarde nu vor veni cadouri. Guvernul trebuie să aibă capacitatea de a accesa aceste fonduri. 19,6 miliarde sunt granturi, restul sunt împrumuturi. Deci gândiți-vă că fiecare proiect va merge la Bruxelles, va fi aprobat, adică nu ieșim din logica birocrației și nu ieșim din logica în care întotdeauna Comisia Europeană va fi foarte atentă cum se cheltuiește fiecare euro, pentru că fiecare euro este bani public. Noi când vorbim de bani europeni, lumea zice, domnule, să luăm bani europeni. Banii aceia sunt bani publici, pentru că ei provin din contribuția statelor celor 26 de state membre ale Uniunii Europene. Doctor, haideți să încercăm o concluzie. Să încercăm concluzia asta dintr-un unghi. Acela al capacității statului român de a folosi acești bani, a capacității statului de a folosi ce are mai bun pentru a trece mai departe din această criză politică, economică, socială și de care doriți dumneavoastră. Da, din păcate și noi existăm acum și trăim în logica campaniilor electorale. Avem un an electoral, oriunde, uitați-vă și în Statele Unite, perioada electorală este cea mai păguboasă, pentru că acolo începe luptele. Într-o perioadă electorală este foarte greu să gestionezi economia, pentru că sunt acele mișcări populiste, acele decizii populiste inerente. Se întâmplă la fel în toată lumea. Nu e vorba că așa a decis sau își dorește PNL-ul sau PSD-ul sau celelalte partide. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu, mie nu-mi iese din cap, dublarea alocației pentru copii. Mi-aduc aminte când PNL-ul se certa cu PSD-ul în urmă cu un an de zile, cine a propus dublarea alocației și fiecare își asuma cine a propus dublarea. Și până la urmă a ieșit PNL-ul și a zis, noi am dublat alocația. Iată că a venit momentul, pentru că așa s-a întâmplat, după pandemie a trebuit dublată alocația. Normal că PNL-ul acum nu a mai strigat că noi am cerut dublarea alocației, îi acuză de politici populiste pe cei de la PSD, pentru că ieri, după cum bine știți, a trecut dublarea alocației, a trecut prin Parlament. Aceste acte, să le zic, populiste într-o perioadă electorală, repet, sunt specifice și inerente. Problema este până unde vor merge ele, propunerile populiste, dacă vor avea ele acoperire în buget, pentru că e ușor să faci propuneri, dar fără să ai acoperire bugetară. Știm foarte bine că nu există acoperire bugetară în momentul acesta.
s-ar părea că există, sunt lucruri, dar eu revin. Și politicienii români ar trebui să învețe partidele să-și asume. În momentul în care vorbești de mărirea cu 40% a pensiilor, e foarte bine. Bașca că toate astea, și dublarea alocațiilor, și mărirea pensiilor, sunt prevăzute în lege. Adică mi-aduc aminte că noi am făcut și o lege care să ne oblige să facem autostrada Moldovei. Adică, domnule doctor, în România... Și acolo am făcut o lege. Dar nu se întâmplă nimic. Adică ușurința, superficialitatea cu care se iau astfel de decizii este câteodată înspăimântătoare, dar în același timp, frate, ai dat o lege, asumă-ți, mergi cu ea până la capăt, asumă-ți și bune și rele. Domnul doctor, la noi problema este că pe lângă Constituție mai trebuie dat o lege ca să aplicăm legi. Da, e foarte adevărat. Văzusem, nu mai știu, cred că ieri, o glumă apropo de Constituție. Da, ei... Până și de Constituție ne-am bătut joc. Uitați-vă cum Curtea Constituțională a devenit așa un fel de arbitru permanent în interpretarea Constituției. Este al doilea guvern. Este al doilea guvern, ca să spun așa ceva, și este în același timp și președinte. Da, da, să ne gândim că totuși... Noi ne-am dorit așa, aceasta este structura pe care noi, România, am construit-o, și Curtea Constituțională, și Constituția, care, gândiți-vă numai câte modificări se impun în modificarea Constituției, dar ce să facem, n-am avut timp și n-am avut suficiente oportunități pentru acest lucru. Spuneam mai devreme de 26 de state europene, mă corectez, ele sunt 27 de state europene, să nu mă certe cineva că am uitat, eu spuneam de 26 plus România, pentru că vorbeam de România. Domnul doctor, eu vă mulțumesc pentru această, să-i spunem, lecție de geopolitică. Sper că telespectatorii... Nu este o lecție, n-aș vrea să dau lecții absolut nimănui. Pentru mine este. Bine, eu îmi doresc foarte mult să informăm oamenii și aș vrea ca mai ales cei din neamț să primească cât mai multe informații, pentru că atunci când ești informat, vei lua și decizii în consecință. Sper. Eu nu dau lecții, ci doar vin cu informații care cred eu că sunt utile în cultura generală a oricărui elector, nu neapărat a politicienilor, pentru că politicienii sunt preocupați de, nu știu, ce se mai întâmplă la Piatra Neamț, dacă avem manager la spital, dacă nu avem, am înțeles că iar avem o problemă de demisii la spitalul din Piatra. Da, a fost și-a dat demisia directoarea medicală, pe motiv că nu poate colabora administrativ cu cineva care interzice accesul la informații privind achizițiile și politica de personal. Și a venit altcineva. Bine, lucrurile sunt un pic mai delicate. Care nu e deranjat de lipsa de transparență în achiziții, nu? Asta e concluzia. Asta este concluzia. Deci, ce să spunem? Nimeni, domnul doctor, nimeni nu ne-a spus dacă acele convorbiri pe un telefon în care se spunea că convinge-l tu să vină și pe urmă noi rezolvăm problema, dacă acele convorbiri sunt cercetate de cineva acum. Pentru că dacă acele convorbiri sunt reale, vorbim de un mic grupuleț, foarte organizat. Dar este o altă poveste pentru o altă emisiune. Domnul doctor, vă mulțumim pentru participare și eu vă așteptăm joia viitoare. Eu vă mulțumesc și cu siguranță voi fi prezent și joia viitoare. Mulțumesc foarte mult. Sănătate, numai bine. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. O emisiune care a trecut dincolo de granițele județului. Vrem să aducem cât mai multe informații despre lucruri care în mod uzual nu se spun într-o emisiune locală. Cele bune, să fiți iubiți!